Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a semnat de curând la sediul Guvernului României contractul de finanțare care vizează achiziția de microbuze școlare electrice pentru elevi cu finanțare din PNRR prin Ministerul Educației. Proiectul în valoare totală de peste 30 de milioane de lei a fost depus de Consiliul Județean Hunedoara ca și lider de proiect în urmă cu 2 luni. În prima etapă a contractului semnat la București de președintele Laurențiu Nistor este bugetată o tranșă de 6 milioane de lei pentru microbuze electrice care vor ajunge în cele 23 de comune asociate cu instituția județeană pentru acest proiect. În total, județului Hunedoara i-au fost alocate peste 30 de milioane de lei. În prima tranșă vor fi achiziționate microbuze școlare electrice pentru 23 de primării din mediul rural, în valoare de aproape 6 milioane de lei. Acest proiect de achiziție a microbuzelor electrice școlare vine în sprijinul elevilor care fac naveta la școală și care vor avea condiții de transport mult îmbunătățite. De asemenea, oferă posibilitatea realizării unei rețele de transport verde, dotată la standarde înalte, inclusiv cu stații de încărcare, a declarat Laurențiu Nistoru cu ocazia prezentării proiectului. De curând, Consiliul Județean Hunedoara a făcut demersuri pentru achiziția altor 12 microbuze electrice pentru transportul elevilor, care vor fi cumpărate cu fonduri provenite din alte surse de finanțare.